Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să facem bătălia țărilor. Încă nu am un titlu bun pentru seria asta, dar îl lăsați acolo în secțiunea de comentarii, oameni buni. Și înainte să începem să vă explic despre ce o să fie seria asta, nu uitați să vă dați acolo butonașul de like, subscribe, follow pe Instagram la 1robinetul1, join pe camera de Discord și, oameni buni, codulețul meu pe item shop, pentru că mă ajutați extrem de mult făcând aceste lucruri minuscule. Și nu uitați că pe canal am un giveaway cu un Mintix, da, Ștefan? Mintix. Păi, eu l-am pus, nu l-am pus. Ok, nu o să jucăm cu Mintix, hai să vă explic, băieți, în ce constă seria. Deci, noi ne-am ales acum la întâmplare țara în care stăm. La întâmplare, what the fuck? Nu, noi ne-am ales acum țara în care stăm. Eu stau în România, Ștefan momentan e în Germania, bine, e în Germania de vreo câțiva ani. Și vreau ca voi, în secțiunea de comentarii, vreau să-mi scrieți acolo, oameni buni, cu ce țară vreți să jucăm următoarea. Cele două țări cu cele mai multe like-uri o să fie folosite în următorul clip. Și noi ne-am ales aceste skin-uri pentru că aceste skin-uri descriu țara în care noi trăim. Spre exemplu, eu mi-am ales moșulețul ăsta pentru că România este puțin cam în urmă cu tehnologia și cam tot și exact înapoiată. Și Ștefan și-a ales skin-ul ăla. De ce, Ștefan? Bere. Exact, băieți, pentru că în Germania este populară berea. Bine, nu recomand să beți, băieți, are alcool, nu-i bună. Dar în mare parte noi o să folosim skin-uri care reprezintă țara respectivă sau chestii care sunt foarte populare în țara respectivă. La Ștefan berea, la noi țara noastră e reprezentată de chestii vechi. Fac eu efect de intrat în meci? Bun, băieți, hai că am revenit și noi cu meciul. Din câte puteți vedea acolo, ole, stătea, ole, ole. Eu cam pierd pachete și am ping. Și l-au zis și pe Ștefan întrerupt, am ping destul de mare și nu știu cât de bine o să joc eu la 1 versus 1 ăsta. Mă simt ca Germania la World Cup. Mamă, ești nebun, Ștefane, mie mi se... Ușor, mă, nebunule! Băi, ai, că-mi bildează și mie. Ok. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ștefane, că am căzut, frate, nu știu cum să zic. România, frate, România e în top, să știi. Hai că... Băi, cu tot cu pingul meu, uite acolo, am internetul cu X roșu, ești nebun, cu pachet loss-uri, cu tot ce vrea eu. Cu X roșu, frate. Nici internetul nu ține cu tine. Nici internetul nu e bun, bă, România. Chiar nu e, băieți, Ștefan are 0 ping, eu am 31 cu pachete pierdute. Bă, ce faci, Ștefan? Ok. Ștefan, doar tu știi ce ai făcut acolo, frate. Ștefan, o să ai băut bere. Unde ești? Dar fără alcool, n-ai acolo, mă. Fără alcool, frate, nu. Dar te-am auzit în spate. Da. I'm right behind you. Bă, da, sincer. Ok. Nu. Ștefane, fără d-astea. Așa mă simt. Am un încă ochiul. Bun. Că Ștefan fără din asta. Păi fără d-astea, frate. Hai că dau. Eu sunt Germania, mă, eu nu sunt Ștefan. Cine e Ștefan? A, Germania, fără d-astea. Pam. Germania fără d-astea. Ami, eu te quiero que te da una baguette con una wurst. You know what wurst is? Cremvăști. You eat it. Yes, you eat it con bere. Oh, da. Cu bere. Cu bere, n-aia. Fără alcool, cu lămâie, desigur. Așa. Look. Bere is, bere e foarte populară și la noi, băieți, cu mici. Bine, eu... E frată de la nemți. Exact, eu nu prea mănânc nici mici și nici nu beau bere. Like, bere nu beau deloc, pentru că nu sunt un adept al... E bea numai teddy, cu alcool. Ștefane, ce facem noi aici? Uite, aici ai avut noroc de ping, de-aia ți s-a pus conul ăla. Nu! Vedeți, băieți, dacă Germania a încercat să ne dea pickaxe, de acum înainte, nu mai gata, asta a fost. Și vreau să încep să fac 1 versus 1, băieți. Nu atât de mult build fight, vreau să fac și... Oh, fuck, box fight. Ștefan mi-a dat cu pickaxe un cap! Nu. I'm on my way up. Ce faci? I'm on my way up. Bă, să fac mă. Până la cât, în primul la... Best of 5? Da, hai best of 5.
cel mai bun din 5. Bine, hai, gata, 3. Am vrut să te las până acum, dar are așa România care o șansă, dar acum mă dar te rog, eu nu jucat tryhard, că eu gen am stat în fa până acum, că ai dat unul versus unul cu colegul ăla al tău, care e tot german. Leneșule, hai, 3, 2, 1, păi da, gen, vreau neapărat să repară chestia. Pam pam pam. Mamă, nu prea dai. Nu dai. Băi, Ștefan, stai cu minte, frate, că bă. Băi, deci scrieți acolo în secțiunea de comentarii hashtag Hai România și vreau să menționați și țara cu care vreți să jucăm următoarea, bineînțeles, dacă vă place seria. Sincer, n-am văzut niciodată pe YouTube românesc și nici măcar. Băi, nici măcar, bă, Ștefan, și tu ai puțin România în tine. Ok? Deci tu. Bă, eu am doar bratwurst. Ce e? Cârnat. Ai cârnat în sânge. Ok. Vreau să-mi scrieți, băi, ți zic cine de comentarii cu ce țări să mai jucăm. Nu știu, găsesc eu în China, trebuie să mai cumpărăm skin-uri, înseamnă. Ching chang chong. Eu am de China. Carl Defender. Ai tu China. Oh, perfect. Și eu să mă joc cu, nu știu, băi, puteți spune și Rusia, găsesc eu ceva. No idea, nu știu. Sau o țară. Yeti. Exact, nu pentru Rusia Yeti. Că e o parte, păi da, la partea aia cu Siberia e Yeti, Ștefane, partea unde e super frig. Exact, partea nordică. Că iau blană în sânge. Mă gândeam la Yeti pentru sânge, eu în sânge am mici. Știam că dai editul ăla. N-a plângat. Ștefan, you'll be dead. Nu! Ștefan! Nu. Mi-am pus deasupra, nu-i corect, nu se pune. Cut, regie. Mi-am intrat ceva la ochi. E așa, regie. Ștefan, cred că mi-a intrat o așchie de la peretele pe care l-am meditat în ochi. Păi nu, că a greșit regia. Cut, gata, cut. Ok, cut. Bun. Ok, băieți, am revenit aici, este 2-0. Continuăm mai departe cu bătălia țărilor, bătălia giganților. Bătălia giganților. Deci, Ștefan, îi recunoști că îți place România? Contra mic. Păi da, micul din România. Te-ai prins? Da. Te-ai prins? Mamă, nu aleg, Ștefan, mă fac păie, gata. Zi că nu ți-am prins hitul ăla acolo. Cum l-ai prins? Ți l-am prins? Nu mi-ai prins nimic. Nu. Nu, vine să cred, băi, de ce am... Băi, Ștefan, că noroc ai cu pingul ăsta. Că nu l-am eu, gen. Să mai deseori în pat. Cred că ar trebui să... Oh, da, nu... Bine, ce-i drept acum, am stat mai mult în pat și pentru că m-am plictisit că n-am ping, like... Oh, ok. Pentru asta nu să te-ai parte de dinainte. Bă, dar nu... Ba, da, vrei, ba, da, vrei ba, să editez acolo ca și cum ți-ar fi trasă la? Oh, fuck. Da. Nu! Noi gândim la fel. Ba, 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 ba. Ole, ole, ole. Ștefane, cât e? 3-1? Campion. Nu, 2-1. De ce 2-1? 2-1. Regie, umor, dați-mi cap. 2-1. Gata, bun, am rezolvat. Deci 2-1, da, hai, 3-2, okay. Și go. Ștefane. Hai. Da, s-ar să fie 2-1. Oh, salut, frate, ce fa... Oi! Ce eu. Păi da, frate, da, știi care e faza? Eu sunt mai în urmă și jocul s-a decis să mă și tragă puțin înapoi acolo. Că a zis, bă, ăsta începe să înainteze în tehnologie și în chestii, gata, nu mai. Bă. Ups. Ștefane. Știi ce fac germanii? Mănâncă bere. Mănâncă bere și beau cremeat. Exact. Hopa. Bum, ai că... Hai că te-am nimerit acolo. Eu simt cârnațul cum mi iese pe nas. Oh, nu! Ți se cârnațul? Nu! Te-am auzit acolo căzând. Cârnăciorule, ba dai căzând. Cârnăciorule, where the fuck are you? Buddy! Regie, 2-2. Da, mă, da, știu șmincher. Bun, ultimul meci, băieții. Ah, da, chiar ăsta, chiar e ultimul meci. Bă, Ștefan. Oameni, unde ești? Acum am văzut de ce e adevăratul cărnaț. Eu sunt. I am the cărnațef. Nu, eu sunt, hai, 3, 2, 1. Oh my god.
Bam 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 bam. No, 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 Ștefan, nu, 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 Pio. Ștefan, orice ar fi, gen, pe bune, chiar te rog să nu faci asta, ok? Stop joc. Să stop joc. Ai curaj să mă las să dau. Nu! Nu! Nu, 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 nu. Fii atent că fac înainturi infinite. N-ai voie să o spargi, ajung la max și resetăm. Așa. Da, ai înainturi infinite. Bă, ce trișor urât, black. Bă, nu mă omoră, pe bune. Like, dă-mi pickex. Nu zic că tu mă omori. Ei. M-a văzut, șchiopu. Ai spus something. Șchiopu. Bă, refacem. Nu, nu. Regie, refacem, e tot bă. Ok. Păi, stai așa, Ștefane. Eu sunt în apă, în not. Da. România notă. Până în Germania sau cum? Bă, Ștefane. Dacă să mergem în Africa, să mergem pe o hartă de deșert, că acolo nu e apă. De ce n-a râs la gluma mea? Cred că mi-a picat netul. Gata, ok. Ștefan, putem spune că eu am câștigat? Nu. Ok, băieți, deci 2-2, România a câștigat. De ce scai 2-2? Nu, 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 nu. Nu? Bine, fii atent, hai să dăm un pickaxe no, fight, repede, hai să dăm pickaxe fight, că nu mai am arme și se fac imediat multe minute de clip. Bă, 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 a trișat, băieți! Ha! Nu, nu! Vreau să vii lângă mine. Deci, băieți, România a câștigat din câte ați putut vedea. Nu, nu, minciuna. Bine, ok, I take it. Bă, da, stai, teoretic chiar România a câștigat, cum adică? Nu. Dar era 3-2. Ofticos. Eu sunt regia, eu. Ok, băieți, deci România a câștigat. Nu uitați să vă dați acolo butonașul de like și de subscribe, codulețul meu pe item shop, pentru că, nu știu, mie mi se pare foarte mișto seria asta, având în vedere că e ceva original și pe YouTube românesc și pe YouTube în general, pentru că n-am văzut chestia asta până acum. Și oameni buni, codulețul pe item shop, follow pe Instagram la 1robinet1, join pe camera Discord, subscribe, like și comentariu cu ce țară vreți să jucăm next și ne auzim data viitoare. Ciao! Ciao!